asta unde o pierd? O să-i spui și de-aia. Da? O te păzești asta? Da. La o și firmă o pierd? Da, eu nu fac asta. Uitat când ești angajat? Ești angajat acolo, da? Ești angajat, da? Cum? Și nu ți-ai nici cum? Ești prea? Ești prea să te rebu? Ești prea să te rebu? Nu, bă, s-a stat la soare. Ești prea. Alo. Băi, stați aia, nu stricați aia. Nu stricați, dar și... Băi, stați să stea. Vreți vă știu. Sau na, nu, noi am pornit lucrările pe data de 25 și 26, pe 27 e restabilit, eu nu știu, în baza la care acte. Da, o săptămână, două în urmă, da? Da, în baza la care acte restabilit, eu nu știu, și acum noi iarăși pornim. De ce n-a sesizat poliția să se bagă în proprietate străină? Sesizat, am scris cu îngeri. Poliția nu se ocupă, da? Se ocupă, dar poliția, mă rog, are procedurile lor, dar văd că nu se dreptate. Vă trebuie să vă faceți dreptate singur, da? Practic am pornit lucrările. Iaca, și ai act pentru nostru. Asta. Am act de autorizație de reconstrucție, actele de proprietate, e făcută pe firma, eu sunt director. Dar proces mai ai cu ei, da? Cu ei nu am. Sunt două firme, una pretinde a fi proprietar, a doua pretinde a fi arendator și ei între ei se judică și nu știu de ce au hotărât, eu trebuie să mă dau la o parte. Ei îndoi se judică, dar eu, proprietar, trebuie să stau să mă uit cum ei se judică și cum ei îmi abuzează imobilul. Și ce ai de gând să construiești aici? Eu să construim o încăpere care îți prețeze servicii auto. Aha, service auto. Cum te numești? Dediu Adrian. Adrian Dediu. Neam cu ăsta de la SIS? Din păcate nu, scos neam, eu cred că nu mai se rezolva. Complicat. Aici este, de acum chiar treceți orice limit. Orice limit treceți. Voi este în țara asta, sunteți primii rideri sau cum? Primii rideri sunteți? Nu credeți că o scăpați așa? Mai multe declarații, Matar. Adrian. Ce de declarații? Vă spun că persoanele tate se ocupă cu acapararea obiectelor care le vine sub mână. Și unul sunt eu, o jertfă lor, care am un proces de un an de zile, m-au atacat în vreo 7 instanțe, m-au atacat și la Buicani. Acum iar sunt într-un litigiu care e inventat, pur și simplu inventat. Persoanele date sunt persoane care acapără nejustificat, neîntemeiat proprietatea oamenilor. Care, ce s-a întâmplat? Deci aici, eu nu știu ce s-a întâmplat, aici știu că persoana dată, persoana care e director chipurile, e în litigiu cu mine. Pentru eu construiesc o mansardă și persoanele toate pretind că mansarda aceea trebuia să o construiască ea. Din alt, prin directorul care chipurile aici are niște interese, mă șantajează, au cerut din mine... Deci directorul e chelman. Chelașcu Ion. Chelașcu Ion, care este împins de alte persoane influente. Persoanele date sunt în vizor, eu pot să vă spun și numele. Da. Cea mai importantă persoană este Boicenco Valerii Iosevici. Asta e acționarul SA Semnal.
cel mai principal acționar s-a semnat. El conduce cu toate structura asta și cu toată mafia asta care acapără nejustificat proprietăți. Să ne spuneți, vă rog, în cazul dumneavoastră, ce s-a întâmplat? În cazul meu, de un an de zile mă judic. De un an de zile mă judic cu ei și le demonstrez prin judecată. Am ajuns la Curtea Supremă de Judecată, unde am demonstrat într-un caz, pentru că ei au atacat sistematic pe fiecare, au atacat într-o instanță contractul, în altă instanță certificatul, în altă instanță, adică tot în alt judecător. Certificatul de urbanism, autorizația, contractul din nou, au inventat acum o ligă pentru protecția investitorului. Este o ligă pentru protecția investitorului care m-au atacat acum din nou, unde eu am avut câștig de cauză. Acum iar m-au atacat și mi-au pus măsuri de asigurare. Ultimul v-a atacat domnul Ghelașcu Ion, da? Ghelașcu Ion. Deci Ghelașcu Ion la mine în acte este director interimar la firma care pretinde a fi proprietar. Deci persoana care locuiește într-un camin, da, la camin 5, la etajul 5, cu acte, la mine este director interimar care a dat închirie imobilul dat. Pune firma din numele firmei. Firma Cornul Belșugului și proprietar a firmei este, fondator este Eurotraf. Vă prezentați. Eugen Merioară, directorul firmei Cristian Cost. Mulțumesc.